Statuia lui Tudor Vladimirescu din parcul cu același nume, situat în centrul municipiului Târgu Jiu, este mutată de conspiraționiști. Informația falsă a fost lansată pe rețelele de socializare, după ce parcul a fost îngrădit pentru începerea lucrărilor de modernizare. Vorbim de un proiect și o investiție majoră care se face de către autoritatea publică locală în zona ultracentrală a municipiului Târgu Jiu, în parcul statuiei lui Tudor Vladimirescu. Este o lucrare care este bugetată pe 2 ani de zile, 2022 și 2023, pentru că presupune mai multe etape în care se desfășoară. Pe baza licitației care a fost organizată, pentru că a fost o licitație ținând cont de faptul că nu se putea încredința direct, valoarea a fost undeva estimată la 1.300.000 de lei, sau valoarea cu care s-a câștigat această licitație, am bugetat această lucrare pe 2 ani de zile în funcție de graficul execuției lucrărilor. Dacă la părculețele mici pe care le amenajăm, lucrările pot fi realizate în 30 de zile, 60 de zile maxim, la o lucrare de acest gen avem nevoie de aproximativ un an de zile pentru a putea realiza așa cum este prevăzut în proiect. Statuia lui Tudor Vladimirescu va fi și ea reabilitată, iar locul de joacă aflat în apropierea ei va fi desființat. Acolo se află totuși statuia lui Tudor Vladimirescu, o statuie care nu se va deplasa din acel loc. Trebuie să dăm și o veste nu tocmai plăcută. Pentru o parte dintre cetățeni, nu va mai rămâne loc de joacă. Acolo va fi un parc, da, amenajat în totalitate ca parc. Și de ce nu mai păstrăm locul de joacă? Pentru că pe Siretului avem în momentul de față un parc destul de mare. Lucrările de modernizare a parcului Tudor Vladimirescu se întind pe 2 ani și vor costa aproximativ 1,3 milioane de lei.